fi sufletul meu și te va lăuda. Și judecățile tale vor ajuta mie. Rătăci, Domn, ca o oaie pierdută, caută sferobită, că poruncile tale nu ne-am uitat. Bine ești cuvânt, ca Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ceata sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și ea calea prin pocăință, este întoaia cea pierdută, ururea și vecii vecilor, amin. Bucură-te curată, ceea ce-ai născut pe Dumnezeu cutru, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc afla mântuire prin tine. Și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, 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 mărire ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 mărire ție, Dumnezeule. Pământiarul, precum zice Scriptura, când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim, unde în pe una sunt împărații și săraci. Aceasta, Hristoase Dumnezeule, te robii tăi aceștia au dat de la noi, odihnește-i ca un iubitor de oameni. Ne odihnește cu drept și pe adorii tăi. Maria vieții văzând-o înălțându-se de biforul Ispite, Dumitru, Victoria, Ilis, Ivan, cu tot neamulor cel adormit, în loc luminat, în loc de odihnă, în loc de verdeață, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșite în această viață, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul, ca în bun și viitor de oameni, Dumnezeu, iartă-i, Dumnezeu, că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac, cuvântul tău este adevărul, tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeu nostru, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vești pomenirea lor. Veșnica pomenire. Veșnica pomenire. Veșnica lor pomenire. Lucrurilor veșnică pomenire. Vești pomenirea lor. Vești pomenirea. Arătăm dragostea și recunoștința față de El și față de toți ceilalți dragi nouă care au părăsit viața aceasta pământească, dovadă că nu l-am uitat pe Traian, dovadă că îl purtăm în sufletul nostru al tuturor. Tocmai prezența noastră aici arată dragostea și recunoștința față
de Traian și de toți ceilalți dragi. Bineînțeles că nu este ușor, așa când cineva pleacă din viața aceasta, mai ales când pleacă mai repede, așa decât spunem noi de multe ori, și lasă soția îndoliată, lasă frații, lasă pe cei dragi și pe noi, pe toți. Dar iată că toate se petrec după voia cea sfântă a lui Dumnezeu. Niciun fir de păr nu cade în părăștirea lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea ultimul cuvânt nu l-are moartea, ci l-are viața. De aceea a venit Mântuitorul Iisus Hristos pe pământ, acum 2000 de ani și ceva, să calce cu moartea pe moarte, să ne dea viață veșnică. Și iată că de la Hristos încoace noi nu mai putem vorbi de moarte, pentru că moartea nu mai este. Noi ne temem mereu de moarte, dar nu trebuie să ne temem, mai ales dacă suntem pregătiți, dacă facem voia lui Dumnezeu pe cărele vieții, nu trebuie să ne temem de moarte, pentru că moartea nu mai există și nu ne vine să credem lucrul acesta. Dar Mântuitorul a călcat o moarte pe moarte și ne-a dorit viață veșnică. Pentru că ținta noastră este viața veșnică. Fiți sfinți, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Și dacă noi avem o chemare în viața aceasta, pentru că suntem creați deosebit decât toate celelalte ce a creat Dumnezeu, de aceea ne avem o chemare specială de a deveni din nou fii ai Împărăției lui Dumnezeu. De a dobândi din nou viața veșnică. Viața aceasta, așa cum o vedem, este scurtă, trecătoare, suntem oaspeți pe acest pământ, suntem musafiri, este plin de chinuri, de dureri, de boli, de suferință și așa mai departe. Și uneori vine momentul acesta când dorim fiecare să plecăm din viață, pentru că nu ne mai găsim rost aici. Dar sunt, iată, și cazuri când cei dragi părăsesc mai repede viața. Este voia lui Dumnezeu. Și în fața voii lui Dumnezeu noi ne plecăm. Pentru că toate se petrec după voia cea sfântă a lui Dumnezeu. Așa cum a plecat și Traian, după ce și-a mulțit talanții, un om de omenie, am putea spune, un om cu suflet mare, un om cu suflet bun, că vadă prezența noastră aici, că am venit cu toții să ne rugăm pentru Traian. El și-a îndeplinit, oarecum, misiunea în viața aceasta, și-a dus crucea, pentru că a fost încercat și el și soția și toți ceilalți dragi, și-a dus-o fără să cârtească, pentru că a avut nădejde, a avut credință în Dumnezeu, că toate se petrec pe voia cea sfântă a lui Dumnezeu. Și când avem nădejde și credință, nu trebuie să ne temem, pentru că așa este voia lui Dumnezeu. Prin multe necazuri și chinuri, se cade a intra în viața cea veșnică. Noi să avem, să nu ne pierdem nădejdea și credința în Dumnezeu, în viața cea veșnică. Pentru că există viață veșnică. Și dacă există viață veșnică, nu ne mai temem de moarte. Ci să căutăm, să facem voia lui Dumnezeu în viața aceasta, să facem faptele cele bune, mai ales faptele milei creștine. Să avem dragoste față de Dumnezeu, față de cei din jurul nostru și atunci vom împlini legea lui Hristos, că El este calea, adevărul și viața. Cine crede în mine, spune Mântuitorul, va avea viață veșnică. Deci iată că în astfel de momente noi trebuie să ne întărim, sufletește, să fim alături de cei încercați, pentru că toate se petrec pe voia cea sfântă a lui Dumnezeu. Am venit să aducem omagiu precerii noastre, lui Traian și a celorlalți dragi, am venit să fim alături de familie, de cei încercați, și să rugăm pe Dumnezeu să ierte lui Traian și acelor pomeniți tot ce au greșit în viață, să le facă parte de odihna cea veșnică, împreună cu toți cei dragi și binefăcuți acolo în Împărăția Cerurilor. Amin. Dumnezeu să ierte și Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, dar Ta este împărăția, puterea și puterea Ta, fericită și 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 Yeah.
Biblia vă mulțumește tuturor că ați fost alături și vă poftește la pomana care se pune la nervul și plani, vis-a-vis de cimitir, toată lumea. Thank you.